Bună tuturor! Acesta este sumarul sesiunii cu numărul 170, publicată în urmă cu câteva minute pe canalul meu YouTube. Aș fi vrut să spun că sesiunea este despre importanța cunoașterii de sine sau despre oportunitatea de a te naște în România, dar am să pun accentul pe valoarea pozitivă a bolii. Boala este o oportunitate de vindecare a sufletului. Miruna este o tânără care se prezintă la sesiune pentru a afla cauza energetică și informațională a mai multor afecțiuni medicale pe care le are. Foarte multe infecții, artrită reactivă, tiroidită autoimună, cefalee continuă, tulburări de memorie, insomnie, oboseală. Toate acestea au fost agravate în perioada denumită pandemie și mai ales după administrarea injectabilă a două doze din substanța intens promovată în aceeași perioadă. În plan energetic, mâinile ei apar retezate. Ea nu poate primi și oferi energie prin intermediul mâinilor. Face eforturi să primească energie prin restul corpului. Esența ei originală este una particulară. Are capacitatea și antrenamentul de a alchimiza energii radioactive, toxice în planul fizic. În același timp, observăm un blocaj energetic generalizat și pierderea conexiunii cu propria natură, sinele divin. Corpul ei este atât de afectat încât ea nu se simte pe sine nici în interior, nici în afara lui. Ne descrie că percepe multă suferință, nu doar la ea și strămoșii ei, ci la nivelul întregii omeniri. Suferința este asociată cu neputință, sacrificiu, separare, masculin-feminin și sine întrupat, sine divin. A încercat în mai multe vieți să își ajute părinții să descarce, dizolve din aceste programe limitative, însă a fost copleșită și de multe ori a cerut să fie scoasă din sistem atunci când nu a mai rezistat. În acele vieți prezenta simptome asemănătoare cu ce trăiește în viața curentă, dureri în corp și limitarea mișcării. În acord cu caracteristicile esenței ei de alchimizatoria, vine pe Tera în diferite puncte spațiu-timp și încearcă să intre direct în epicentrul energiilor de joasă frecvență pentru a curăța, alchimiza și a aduce energie divină. Ea poate ajuta oamenii să se reconecteze la propria sursă, propriul rezervor de energie. Dezechilibrul a început într-o viață din Anglia în perioada anilor 1400, ceea ce numim viața anterioară. Vine ca și băiat, își alege părinți non-umani pentru a-i contamina cu energie pozitivă, a echilibra balanța și a dizolva din efectele negative produse de acțiunile lor pe Terra. Pentru a se concepe, utilizează propria energie din propriul rezervor de iubire. Ne spune despre acei părinți că au mai multe informații decât în cărțile care s-au scris pe Terra, sunt reci, incapabili de iubire, se consideră zei, iar oamenii sunt ființe inferioare. Până la 21 de ani, rezervorul de iubire este golit. Părinții, cei pe care spera să-i schimbe, îl conectează prin primele patru chakre la patru rezervoare cu energii toxice, radioactive. La 21 de ani, el înființează o societate secretă și începe să transporte, în plan energetic, energii toxice către teritoriul românesc, în zona Bran, pentru a contamina. Descărcarea de energii toxice, radioactive, se face în subsol la nivelul minus 7. Există 7 planuri spre centrul Pământului corespunzătoare celor 7 planuri deasupra. Această contaminare afectează terenul, apa, vegetația și ADN-ul oamenilor din această zonă. El predă și altor membri ai societății tehnicile de transport și contaminare, astfel încât aceștia să contamineze alte zone pe Terra. Sunt alese zonele puternic încărcate pozitiv de pe planetă, nu doar zone cunoscute pentru portaluri sau vortexuri de energie, ci zonele considerate oaze energetice, așa cum este teritoriul românesc. Contaminarea se realizează în centrul acestor zone. El transportă energii toxice timp de aproape 50 de ani.
În acea viață, corpul lui fizic este rezistent, sănătos și arată mai tânăr decât vârsta biologică. Toate corpurile fizice din viețile situate între 1400 și 2000 sunt profund afectate, asociate cu dureri, oboseală și limitarea mișcării. După conștientizarea propriei esențe și a mecanismului prin care s-a produs dezechilibrul, Miruna își reconectează la sursă toate aspectele umane deconectate, curăță și alchimizează energiile pe care le-a transportat și au contaminat teritoriul românesc sau alte spații în alte întrupări. Își curăță și activează ADN-ul inclusiv în dimensiuni superioare, iar prin aspectele sale situate în diferite spații și timpuri, aduce esență divină, esența vieții, și o transmite mai departe către părinți, membrii familiei și oamenii cu care vine în contact. Ce doresc să aduc în atenție odată cu publicarea acestei sesiuni? Există zone puternic încărcate energetic pe Terra. Unele sunt considerate chakre energetice ale planetei. Zona muntelui Shasta din Statele Unite, corespunzătoare primei chakre din corpul uman, Peru, Uluru din Australia, Glastonbury din Anglia, Egipt, Tibet, dar există multe alte zone cu vortexuri importante energetic. În România, zona munților Buceci, apoi unii dintre voi cunoașteți zone care ar corespunde chakrelor precum Parâng și Mleul Silvaniei, Polovraj, Rarău, Sarmisegetuza, Capidava, Sâmbăta de Sus, dar și multe alte centre energetice. Dan Seracu spunea că deasupra României se întinde una dintre cele mai puternice umbrele protectoare de pe planetă. Nu zic că România este buricul pământului, dar este o parte importantă din grădina raiului. După cum vedeți în sesiune, erau vizate pentru contaminare și intoxicare oazele energetice ale planetei, iar teritoriul românesc este o astfel de oază. Contaminarea zonei și a pânzei freatice duce la afectarea ADN-ului celor care se întrupează în aceste zone. ADN-ul este sistemul de operare prin intermediul căruia conștiința se exprimă în plan fizic. Suntem sabotați sistematic, medical, economic, politic, energetic, de către cei ce au diverse interese în zonă, însă depinde de noi să schimbăm această situație. După cum vedeți și în sesiunea 170, există suflete puternice, antrenate, care vin cu intenția de a curăța, alchimiza, transforma și ajung să fie deviate de la misiunea lor. Unele misiuni nu reușesc din prima încercare, însă prin încercări succesive îți cunoști adversarul, contextul energetic și cum gestionezi informația, energia și manifestarea în realitatea fizică. Uneori, ce se dezechilibrează pare că se rezolvă peste 500 de ani, însă toate experiențele sunt într-un prezent continuu și orice, așa zis, problemă este creată concomitent cu soluția ei. Este de remarcat mecanismul prin care aspectul Mirunei din acea viață este golit de iubire și apoi conectat la rezervoare de energie toxică și folosit pentru a transporta energiile toxice radioactive. Cei care sunt separați, deconectați de ființa divină, pot fi ușor utilizați ca și carcase sau portal viu. Odată cu extensia, imersia conștiinței în Matrix, se activează programul de separare. Acest program este la rădăcina tuturor celorlalte programe limitative, frică, neputință, suferință, vinovăție și așa mai departe. Sistemul original de experimentare a dualității pe Terra este unul fascinant. Realitatea holografică pe care noi o percepem ca și fizică este creată din ceea ce se proiectează dinăuntrul conștiinței noastre. Și atunci, noi ne putem verifica ca într-o oglindă și putem ajusta devierea. Când am în jur oameni agresivi sau toxici, înseamnă că i-am atras prin rezonanță. Nu neapărat că eu sunt agresiv sau toxic, poate fi rezonanță cu lecția pe care o am de învățat, de exemplu, cum să mă feresc de agresori, sau rezonanță cu misiunea de a alchimiza energii de joasă frecvență. Entitățile care au piratat și preluat controlul Matrixului
pun presiune și intervin în modificarea realității, astfel încât să țină oamenii deconectați, în necunoaștere de sine, în frică, în supraviețuire. Astfel, oamenii se deconectează și mai mult de sinele lor divin. Cei care nu se cunosc pe sine sunt ușor de manipulat și controlat. Matrixul este o adevărată fermă prin care se poate recolta energie de joasă frecvență atunci când oamenii sunt ocupați cu supraviețuirea sau au relații dezechilibrate cu sine și alții. Când venim la întrupare, tot ceea ce suntem deja și tot potențialul pe care îl avem rezonează cu timpul, locul, părinții pe care îi alegem. Nu putem intra în sistem decât prin rezonanță. Întotdeauna nimerim în familia și țara potrivită. Totul este rezonanță, un joc al frecvențelor, un joc al vibrațiilor. Este important să ne cunoaștem pe noi și să învățăm să gestionăm aceste frecvențe. Dacă vreau în clasa a 12-a, dar rezonanța mea este de 5, acolo voi fi. Dacă deschid radioul pe 90 MHz, nu am cum să aud melodia de pe 101,9 sau 104,8 MHz. Radioul poate accesa toate aceste frecvențe. Depinde de mine ce setez. Cunoașterea de sine este cheia ieșirii din cicluri repetitive de suferință. Când repetăm diverse tipare, înseamnă că încă ne învârtim pe aici într-o stare de hipnoză, de amorțeală, de adormire. Noi suntem suma aspectelor noastre, fractale ai conștiinței proprii. Realitatea este creată și prin influența altor aspecte ale noastre. Atâta vreme cât stau pe bucățica mea de timp liniar și mă confund cu corpul fizic, nu am să înțeleg niciodată de ce mi se întâmplă anumite lucruri și nu pot crea viața pe care mi-o doresc. Observați în sesiunea 169 cum Adina se ferea să se conecteze cu alte aspecte ale ei ca să nu se contamineze, fără să înțeleagă inițial că ele sunt deja în ADN-ul nostru. Subconștientul ne creează realitatea și noi numim asta soartă sau destin. Atunci când ne trezim, ne redescoperim și echilibrăm prin rezolvarea blocajelor și traumelor, înțelegem oportunitatea pe care o avem de a aduce schimbări în lume. De obicei, în acest proces de trezire, trecem de la starea de hipnoză colectivă la starea în care descoperim că suntem mai mult decât corpul nostru fizic. În faza 1, dăm peste diverse entități, ne speriem și apoi aflăm cum să ne apărăm sau chiar să ne luptăm cu ele. În faza 2, descoperim că toate acestea reflectă lumea din interiorul nostru și ne speriem mai tare. Chiar ajungem să fim copleșiți de vastitatea universului din interior și de dezechilibrul personal. Încercăm să aflăm cum să nu mai proiectăm toate aceste situații neplăcute. În faza 3, înțelegem că soluția este lucrul cu sine, cunoașterea și echilibrarea interioară. Când începem să ne cunoaștem pe noi înșine și suntem în contact cu puterea și cunoașterea personală, înțelegem oportunitatea faptului că toate sunt în interiorul nostru. Deja știm că schimbarea ține doar de noi. Suntem interconectați. Atunci când facem schimbări la noi, în prezent, prin rezonanță atragem oameni și contexte diferite. Evenimentele se schimbă. Prin câmpul morfogenetic, toate acestea se transmit în lanț la părinți și copii sau alte aspecte ale noastre, fractali ai conștiinței, din diferite puncte spațiu-timp. Punctul de putere este în prezent, iar schimbarea apare live, în timp real, în trecut și viitor. Boala, fie ea alergie, cancer, depresie, este o oportunitate de vindecare. Ea îmi arată că există un dezechilibru în sistem. Eu pot decide să rezolv acel dezechilibru la origine, de exemplu experiența din anul 1400, sau să mă mențin pe linia de plutire, fie cu ajutorul unor terapii energetice temporare, fie cu ajutorul unor medicamente. Aceste ultime variante pot duce la degradare treptată sau îmi pot prelungi existența până ajung iar într-un punct în care decid să rezolv cauza.
Cei care caută ajutor în afară au tendința de a căuta pilula magică. De obicei, rezolvă un strat doar când apare o urgență, iar apoi uită de cunoașterea de sine până la următoarea urgență. Voi sunteți pilula magică. Nu există nimic în afara voastră. În Calea spre vindecare, The Way Toward Health, Jane Roberts, în conexiune cu un aspect al său mai înalt, Seth, exprimă următoarele. Citez: toate întruparile sunt conectate între ele, dar evenimentele dintr-o viață nu sunt cauza evenimentelor din viața următoare. Totul se petrece simultan și credința că sunt pedepsit acum pentru viețile trecute nu are o bază reală. Închei citatul. În încheiere, vă invit să meditați la un alt citat din colecția Seth, cartea Dreams, Evolution and the Value of Fulfillment, Visele, Evoluția și Exprimarea Potențialului. Jane spune, citez: aproape în fiecare situație de dezamăgire sau boală, cauza nu este neapărat ura sau agresiunea, chiar dacă acestea sunt prezente, ci procesul de căutare a sinelui sau căutare a propriului potențial, care dintr-un motiv sau altul a fost negat ori respins. Închei citatul. Atunci când uiți cine ești și ce potențial imens ai, creezi contexte în realitatea fizică pentru a-ți reaminti de tine. Uneori, un astfel de context poate fi reprezentat de o boală. Pentru cei care vedeți pentru prima oară o sesiune de hipnoză regresivă condusă de către mine, vă aștept pe canalul meu YouTube. Vă puteți abona și personaliza notificările astfel încât să fiți anunțați atunci când public o nouă sesiune. Pentru informații și rezervări, îmi puteți scrie la info@anaoprea.com. Vă mulțumesc!